opere rațional. Deci după ce ați văzut forma de reprezentare, haideți să trecem acum și facem operații cu numere naționale. Opera. Hai să-l luăm mai început, mai întâi sub formă de numere care se vor înțeleg printre a cincea. Să spunem așa, la adunare. 3,15 plus 2,25. Egal. Eu trebuie să le văd să adun aceste două. 3,15 înseamnă 3 întregi și 15 zecimi. 2, 3 și 25 zecimi. Și adunarea se face, se face în mod obișnuit. Am să adunăm zecimi cu zecimi. Nu, sutim cu sutim, că astea 5 cu 5 înseamnă sutim. Urmă 10. Deci 5 cu 5 fac 0, 10. Am făcut o zecime. 5 cu 5 fac 10 sutimi. 10 sutimi înseamnă o zecime. O zecime aceeași cu 2 fac 3 și cu 1 4. 4 zecimi. Și fiindcă am adunat de 2, 3 cu 2 fac 5. 5,40. 5,4 nu mai are rost zero asta. Dar tehnica pe care m-am amintit este aceasta. Să le așezăm unități, sub zeci, sute, sub sute, nu? Cum am învățat în clasa a treia, a doua, a treia. Iar picau și decimale le pune virgulă sub virgulă. Că, vedeți, să adume parțile decimale și dacă apar ceva am pus să duc mai departe. Și atunci, ideea se scrie așa. 3,15 adunat cu 2, deci se pun virgulă sub virgulă la adunare și la scădere. Că scăderea este o adunare cu celui opus, cu semnul minus, da? 2,25. Dragii mei, 5 cu 5, 10. 12 cu 1, 13 cu 1, 4. 12 cu 3, 5. 5,4. Acesta ar fi răspunsul. Dar adunarea făcută cu, sub formă de numere decimale. Acum, hai să încerc să fac chestia asta practică. Din ce am văzut mai devreme, 3,15 s-a scris ca o fracție în felul următor. Cum s-a scris? 3 întregi și 15 pe 10. Nu pe 10, pe 100, că sunt 2. 15 pe 100. Ei, se poate vedea că se simplifică 15 pe 100 cu un 5 și face 3 întregi și 15 împărțit la 5, 3 și 15 pe 100 împărțit la 5, 20. Care face, dacă vreți, 3 ori 20, 63, 63 supra 20. Dacă îl împar pe 63 la 20, sigur trebuie să dea 3,5. Păi să nu convin. De 63 împărțit la cât a zis, la 20, egal cu, fiindcă are două cifre, împărțitorul tot două trebuie să gândesc aici, ca 2 în 3, de 2 în 6, de 3 ori, 3 ori 20, 60, și rămâne 3, nu mai am ce pun virgula, 30, acum 20 în 30 merge o dată, dar aici o să-mi închipui că pot renunța la 0 ăsta ca să tot duc după mine, ca 3 în 2 merge odată, 1 ori 2, 2, și 2 din 3, 1, și 10, 2 în 10, de 5 ori, 3,15. Și cum vă spuneam, trebuie să am neapărat egalitatea aceasta ca să fie corect. Dar 63 împărțit la 20 face 3,5 și 3,5 până muncind așa, după tehnica care am pus-o la acum, înseamnă 63 pe 20. Dragii mei, acum să luăm pe 2,25.
45 supra 100. Din nou, din motive că sunt 20 male aici. Atunci face 2 întregi și 25 pe 100, simplificăm prin 25 și face 1 pe 4. Și care dă în final 4, 2, 8 și 1, 9 pe 4. Deci face 9 pe 4. Dacă pe 9 împărțit la 4, dă 2 întregi și 2,25. Deci este corect. Hai să-l fac ca să vedeți că am dreptate. 9 împărțit la 4 este egal. 9, 4, 9, 4, 9 merge de 2 ori, dă 4, 8. 1, 10, 4, 10 de 2 ori, dă 4, 8. 20, 4, 20 de 5 ori, 2,25. Iată-ne că am reușit. Vați că ne-am adunat sub formă de numere decimale. Mi-a dat 5,4. Acum o să le adun pe cele două, dar transform totul în fracții și pe 5,4 trebuie să-l transform în fracții. 5,4 ar să fie egal cu 5 întregi și 4 pe 10. 4 pe 10. Care face? 4 pe 10 înseamnă așa, prin 2 simplificăm și face 5 întregi și 2 pe 5, care face 5 ori 5, 25 și cu 25 cu 2, 27. 27 pe 5. 5 ori 5, 25 cu 2, 27 pe 5. Și acum, dragii mei, haideți să transcriem adunarea de mai înainte cu numere decimale. Înlocui pe 3,15 cu cine? Cu 63 pe 20. 63 pe 20 plus 2,25, 9 pe 4, 9 pe 4, este egal cu 5,4, 27 pe 5, 27 pe 5. Ce ciudat apare chestia asta! Cum să facem noi treaba asta? Deci, eu am adunat și acum vreau să trag o concluzie, să văd cum se adună niște fracții. Deci, 3,5, 15 știu sigur că e 63 pe 20. 2,25 știu sigur că e 9 pe 4. Și 5,4 e 27 pe 5. Am transcris chestia asta. Deci, vedeți asta de aici, am transcris-o sub formă de fracții. Și acum vreau să deduc de aici, din felul în care a apărut transcrierea asta, să găsesc o regulă după care se pot aduna niște fracții. Ăsta e momentul foarte tare al problemei. Cum să fac eu treaba asta? Nu să ajung la 27 pe 5. 5-ul ăsta ar avea legătură și cu 20. 20-ul s-ar împărți la 5. Ar fi de 4 ori. Deci, dacă aici aș amplifica fracția asta cu un 4, deci cu 4 de sus până jos, transcrierea ar fi așa. 63 pe 20 plus 9 pe 4 egal cu 47, 28, 4 ori 2, deci 47, 28, 4 ori 2, 8, da, și cu 2, 10. Și supra 4, 5, 20. Iată că ceva am făcut eu. M-am apropiat. Că ideea este așa, să aibă același numitor. Da, dar și aici ar trebui să fie același. Ca să fie același numitor, ar trebui să amplific pe asta cu cât? 20 în 4 de 5 ori. 5 ori. De 63 pe 20 plus 5 ori 9, 45 pe 20 egal cu 108 pe 20. Ce minunat este! Că 63 cu 45 fac 108. Extraordinar! Păi cred că am învățat acum, am descoperit. Cum am să fac ca să fie treaba bună? Am să fac așa. Când am de adunat două sau mai multe fracții, am să optez pentru varianta de a avea același numitor. Dacă voi avea același numitor, bunoară, între 24 se află cel mai mic număr care se împarte exact la ăsta. Același numitor. Se
mai decât 20 să parc la parc. Și atunci trebuia să am plinic aici cu 5. Am verificat și sus și jos, nu, fracția să fie echivalentă, 9 pe 4 devine 45 pe 20 și atunci m-am dat până adună aceștia între 68 pe 20, care e 27, când mă duc înapoi, simplific aici prin 4 și face 27 pe 5. Asta e, asta e. Deci știu acum să adun două sau mai multe fracții. Cum fac? Caut să le aduc la același numitor. Este obligatoriu, că altfel nu poți face că una e așa și una așa și nu merge treaba. Adică același numitor, cum a fost în cazul nostru, 20. Asta era în urmă. 9 pe 4, dar nu mai vine. S-a văzut că 4, 20, 5 ori și atunci am amplificat cu 5 și mi-a ieșit foarte bine. Și fracția după ce se adună, sau se scade, depinde ce este acolo, îndată îți dai seama ce rămâne. Clar cum apare aici, este foarte bine. Dacă vrem să faci scădere, tot aceeași lucru. Hai să facem și scădere, să vedem la scădere cum va. Hai să luăm și cu numere decimale și așa, să vedem ce se întâmplă. Deci, dragii mei, dacă am 3,15, 3,15, 2,25, face 5 din 5, 0. 2 din 1 nu se poate. Atunci iau de aici o 10, o iau 1. 1 acela îl împart în, dacă iau 1, rămas 2, întregi, 2 rămas. Dar nu întreg, îl împart în 10 părți și cu, și cu una fac 11, așa. 2 din 11 fac 9, da? Și 2 scăzut 2, da? 2 minus 2 fac 0. 0,90, 0,90. S-ar fi în sfârșit. Cât este de corect acum? Hai să vedem și sub formă de fracție. Loc de 3,15, am zis cât? 3,15, înseamnă 63 pe 20. 63 pe 20. Minus 2,25, care înseamnă minus 9 pe 4, egal cu? Egal cu 9 pe 10. Deci răspunsul este 9 pe 10. Nu am înțeles. 9 pe 10. Am văzut aici pe ideea să fie aceeași lucru, deci cu 5 am fizic. Și am 63 pe 20. 5 ori pe 4. 5. 45, 20, da? 5, 9, 4, 5, 5, 4, 20, este egal cu 9 pe 10. Dar ca să fie aceeași număr, spun 18. Care înseamnă 18, 20. Am modificat aici cu 2. Am modificat fracția cu 2. Deci 18 pe 20. Dragii mei, 33 minus 45 face chiar 5 din 18. 4 din 5, 1, 18 pe 20. Este excelent. Deci toată ideea este să aduc aceeași numitor. Deci ca să adunăm două sau mai multe fracții, trebuie să facem așa, încât să aducem aceeași numitor. Adică să găsim în cel mai bun număr, care să se împarte exact cu cât să putem amplifica fiecare parte. Mai concret, hai să facem, parcă, după succesul de aici, stați de ideea de aici, hai să facem acum, și anume, să facem operația, a două fracții deodată, dacă avem tot acestea, 4 pe 4 pe 25 minus 3 pe 3 pe, să spunem, 20. Egal. Ei, acum problema este că să vedem cele două fracții cum trebuie să aibă același numitor. Deci eu trebuie să găsesc cel mai mic număr care se poate exact la 25 și la 20. Ca să împarte exact la 25, ar trebui să fie multiplu de 25. 50, deci de 2 ori 25. De 2 ori 25 îl fac 50. Da, 50 nu se împarte la 20 exact. Acum, de 3 ori cât e 25.
De 3 ori cât e 25, fac 75. 75 nu se împarte la 20. Acum, de 4 ori cât e 25. De 4 ori cât e 25, face 100. Și 100 se împarte la 25, se împarte și la 20. Excelent. Deci, cel mai mic număr pe care l-am descoperit eu. Dar făcând prin încercări. Ca să împarte la 25, deci să fie multiplu de 25. Deci l-am luat prin 50. Și n-a fost bine când l-am fost 50, se împărțea la 25, dar merge la 20. Atunci am zis, hai să împartă la loc pe 75, multiplu încă o dată. Și de 4 ori, 25 face 100, pe 100 s-a împărțit foarte mult. Și acum am trecut. Ca să fie 100 aici, trebuie să am împărțit fracția asta cu 4. Iar fracția asta cu 5. Și a devin 4 ori 4, 16 supra 100, da? Și minus, că 3 ori 5, 15, supra 100. Iată, 16 minus 15 face 1 pe 100. 1 pe 100 este răspunsul la scăderea aceasta. Foarte interesant, foarte clar ne-am discutat. Și dacă ar fi să transformăm numele 10 la 1 pe 100, face 0,01. Are două decimale, două acele, deci așa e corect. Iar 4 pe 25, 4 împărțit la 25, să vedem. Hai să facem împărțirea. 25, vreau să fac și verificare de partea cealaltă, cu numere decimale, să vedem dacă ajungem la același lucru. Veni de 0 ori, 40, 25 odată, 1 ori 25, 25, 5 din 10, 5, 2 din 3, 1, 15, 150, 25, 150, 150 merge într-o 100 de 4 ori și în 50 de 2 ori, 4 cu 2, 6. 0, 2, 6. Hai să facem 3 împărțit la, pe 3 împărțit la 20. 3 împărțit la 20 înseamnă egal cu 0, până aici. 30 la 20. Aici s-a schimbat vremea. 50. Ca și mă zice 3 împărțit la 2 face o dată. 1, 2, 3. 2 în o dată, 10. 2 în 10, de 5. 0,15. Așadar, este în loc de 4 pe 25 posibil 0,16 minus 0,15 se face la scăderea asta 0,561 0,001 este excelent, așa era răspuns. Iată, dragii mei, deci la adunarea sau la scăderea a două fracții trebuie să fac tot ce depinde de mine să aduc la același numitor. Deci adunarea, scăderea, asta îți presupune, aducerea la același numitor. Și pentru că ai același numitor, faci operațiile la numărători foarte simplu. Tot secretul este să vedem cum îl găsim pe numărul acesta. Ați văzut de la început, aici pentru a-l găsi pe 100, numărul care să se împarte, să se împarte exact și la 25 și la 20, am plecat urmând pe 25, multiplul la 25, după care am încercat dacă toți multiplii ce am găsit eu, am tot multiplicat de 25 până când la un moment dat s-am împărțit la 20. Da? Destul de anevoios, pentru că este un număr mare, de puțin să mă arunc la așa. Trebuie să mă tehnică alta decât ce ziceam de acolo. Așa ar fi, asta ar fi ideea la și când am transformat în numele decimale, așa ar fi ca un prins pe care. Clar, da? Asta nu se face, trebuie să începem. Asta ca să iau cu unul din ei, trebuia să putea să plec și cu 20. Am 40. 40 se parte la 20. Tipul acestuia. Da. 40 nu se parte la 25. 60 nu merge. 80 nu merge. Da, 100. 100 se parte la 20 și la 25. Deci 100 la 100 am găsit. Deci cel mai minor, practic. În toată tehnica mea am găsit, în toată ideea care am avut, am să găsesc pe cel mai mic număr care se împarte la ambele. Sigur că și 200 se împarte și la 25 și la 20 și 200. Dar nu era cel mai mic.
Deci eu caut pe cel mai mic, nu vreau să lucrez cu mere mare. Cel mai mic om care se împarte și la unul și la altul. Dragii mei, așa asta ar fi ideea. Deci, chiar să notăm. Deci căutăm cel mai mic număr la care se împartă toți numărul. Acela e multiplu de toți. Cum să luăm dacă e cel mai mic număr la care se împartă în mod exact toți? Toți. Cel mai mic, el e multiplu de tot, de toți ceilalți. E multiplu. Foarte exact. Cel mai mic multiplu comun lor. Asta este. Deci o să aflăm de fiecare dată, o să ne examinăm cel mai mic multiplu comun. Hai să zicem noi chestia. Pentru, da? Hai să zicem, pentru adunare. Scăriere. Care e esența? Se află cel mai mic multiplu comun. Da? Asta e. Se aduce la același paranteză că se află cel mai mic cel mai mic multiplu comun. Cel mai mic multiplu comun. Victorie. Hai să luăm și noi trei fracții. Să spunem. 3 supra 25 minus 7 supra 6 plus 8 supra 3 egal 15. Deci eu trebuie să găsesc pe cel mai mic ca să împart exact și la 25 și la 6 și la 3. Hai să luăm multiplul de 25. Un simplu multiplu de 25, adică 25 se împarte la 25, la 2, 50 se împarte la 25, dar se împarte și dă 2, dar 25 se împarte la 6, 25, 75, 75 se împarte la 25, se împarte și la 3, că 75 împărțit la 3 fac 25, 3 ori 20, 3 ori 25 fac 75, bun, dar la 6 nu mai merge. 75. Hai să vedem 75. 100. 100 se împarte la 25, nu se împarte la 3, dar nici la 6. 125 se împarte la 25, dar la 6. 150 se împarte 150 se împarte la 25. Merge 6 ori. Și la 6. Când merge corect, faci 25. 150 se împarte și la 3. Perfect, 50. Perfect, este 150. Deci 150 este numărul care se împarte exact cel mai mic multiplu în comun la acestora. Hai, dragilor, să facem, să găsim niște idei așa frumoase, interesante. Deci 25. 25 s-ar scrie clasa 5-a să faci chestia asta, să fac putere. 5 ori 5. 5 ori 5 care înseamnă 5 la a doua. Scrierea și asta înseamnă că ăsta este exponent. Asta și 2 ne spune de câte ori înmulțim pe 5 prin el însuși. Dacă ar fi 5 la a treia înseamnă 5 ori 5 ori 5. 5 la a doua. 6. 6 este egal cu 2 ori 3. Bun. 6 e 2 ori 3. Și 3-ul nu se mai poate. 3 rămâne. Și cum din ăștia să iese de aici? Cel mai mic multiplu comun este 150. Dar 150 s-a scris ca fiind 5 la a doua, 25 ori 6. 25 ori 6. Care înseamnă așa? 6 ăsta ori 2 ori 3. Deci 6 ăsta înseamnă 2 ori 3.
Deci, cum este chestia asta, 150? Ăla după care am alergat eu și am mers așa pe încercare, este 5 la a doua. Deci se descompune fiecare numitor în parte și 25 și 63. Se descompune în factori primi, să zic. Adică nu mai au divizori. Nu se mai poate așa. Și se iau cei comuni, dar comuni care ar fi 3. Deci 3 și necomuni și 2 și 5 la a doua. Se iau comuni și necomuni. Dar aici s-a întâmplat că comune am numai pe 3, deci comuni. Dacă ar fi fost 3 la 2, pe care le iau? Aici e problema, nu știu să vă spun. Deci se iau comuni și necomuni. Aici 5 la 2, dacă ar mai fost un 5, ar luam pe 5 la 2 sau pe 5? Dintre comuni, chestia cu exponentul ăla trebuie să mă descurc. Rămân în dubiu, nu știu, n-am avut clar situația de momentul ăsta. Oricum, se iau și comuni și necomuni. Și comunii, 3, 1, și necomuni, și 2 și 5 la 2. Și au și comun și necomuni. Bun. Bine. Acum, 150 împărțim la 25 la 6, aici cu 25, aici cu cât cu 50, și pot să spun un singur numitor comun, care este 150. Și acum, 6 ori 3 fac 150, minus 7 ori cât? 25. 7 ori 25 fac 175. 175 plus 5,40 plus 400, așa e egal. Dragii mei, nu rămâne decât să fac calculul care e acum. Hai să o pus pe arme pe adevărat. Ai, o frumusețe, numai matematică. Da, 18,100 am adunat pe ăștia cu plus, 18,400, deci 175, totuși până 155. Și este egal mai departe cu 5 din 8, 3, da? 5 din 8, 3, 7 din 1, 4, 7 din 1, 150, fac 11, 7 din 11, cât face 4 și 1 din 3 toți 44 150. Dragilor, dacă se mai poate simplifica, mai simplificăm prin 12 cu 4, 6 cu 3, 11 cu 5, 6, prin 3, da? Hai să vedem, prin 3 simplificăm și face cât? 3 în 24 de 8 ori 3, 24, 3 în 3, da, 51, 15 50. Și asta cu 21 pe 50 și a spus 5, 3. În final, operația a făcut aici. Sigur că dacă ar face împărția 3 la 25, 7 la 6, 8 la 3, nu știu ce. Chiar așa, cred că apare o problemă complicată de tot. Rămâneți bolați frumos, faceți și calculul cu numere decimale. Deci, scris pe 3 pe 25, împărțit pe 3 la 25, să vedeți cât vă dă. 7 la 6, pe 8 la 3 și faceți calculul cu numere decimale și când ajungeți la răspuns, transformați răspunsul găsit în fracție ordinară. Și dacă vă dă 81 pe 50, ați lucrat corect. Da, bun. Și acum să facem noi, că am aici un dubiu. Comun și necomun am văzut, dar dacă sunt comun cu exponenți diferiți, pe care le-au? Hai să fac. Problemul cu abonarea asta, frate. Așa că... să facă...